Yeah.
mele a bizdur. Am înțeles că te-ai apucat de chitară de curând, nu? Da. Tatăl tău te învață sau ai luat de pe internet? Cum ai învățat metoda de chitară? Sunt la lecții de chitară. Ei bine, prima melodie a fost compusă de Corina Elena Badea, v-am spus acest lucru, la rândul ei a învățat chitara de la tatăl ei, tatăl Corinei, a fost coleg și prieten cu Filip Merca, binecunoscutul muzician de la formația mondială, și a transmis dragostea pentru chitară, pentru pian, pentru acordeon, pentru muzică în general, fiicei sale. Am înțeles că ai o surpriză acum, chitara aceea ți aparține? Ai curaj să te înfrunți cu o chitaristă cu mai mare experiență? Da. Hai, duelul chitarelor. Camelia Bizdu, dă mie microfonul ca să nu te încurc. Și Corina Elena Badea. La prima sa apariție, vă reamintesc, cumpărați CD-ul. Toate încasările vor fi donate Crucei Roșii pentru ajutorarea unei doamne pe care am cunoscut-o, o femeie minunată care merită tot ajutorul nostru. Așa, pune acolo girafa, uite aici microfonul. Fetelor, vreau să vă văd acum. Ce fac cu microfonul ăsta? Mi l-ai lăsat așa, nu? Tare, sunt curios. Ce melodie e, doamna doctor? Melodia pe care am ales-o în seara aceasta se numește Albă ca neaua, albă ca zăpada. Este o compoziție a bunului nostru prieten, nu și Evanghele Hașote din Constanța. Este o melodie foarte cunoscută între armâni, dar ca toate melodiile mari, uneori rămân legendă și puțin știu al cui este acest cântec. Îi mulțumesc nu și Evanghele Hașote pentru că știe că o să cântăm în seara aceasta această melodie și sunt sigură că o cunoașteți. Asta mi-a adus aminte ceva din biografia dumneavoastră artistică. Prima compoziție a Elenei s-a chemat Prota Brearii, Prima iubire, și s-a cântat atât de mult, vreo 20 de ani, încât a intrat aproape în folclor. Nimeni nu știa de cine a fost compus. Așa se întâmplă cu toate piesele de mare succes. Ajung la un moment dat să fie considerate fără autor, dar iată de această dată, doamna doctor Elena, Corina Elena Badea ne propune o melodie cu autor cunoscut. Camelia, să fii în formă, nu mă face de râs că te-am recomandat spectatorilor. Și microfoane așa de voce la amândouă. Moment interesant, vom avea și orchestre, vom avea și dansuri. Va fi o nebunie spectacolul de astăzi. Dați telefon, Facebook-ul, să vină mai multă lume. Corina Elena Badea și Camelia Bizdu. Ca neaua, și ca vârna steaua, la teatăi.
ca neaua și ca pârna steaua. Inițiatoarea acestui spectacol și micuța Camelia Bizdu, 14 anișori, împliniți. Felicitări, doamnă, vă așteptăm cu micro-recitalul propriu. Am ascultat câteva creații.